Se împlinesc astăzi 50 de ani de la moartea Sidonei Drăgușanu, o scriitoare care debutează în 1934, care scrie atât proză de largă respirație cât și novele, dramaturgie, literatură pentru copii, fiind activă de altfel și în presa vremii. În prezent, literatura ei se bucură de un amplu proces de restituție. Vorbim mai pe larg despre această recuperare a literaturii ei cu doamna Dolores Benezic. O avem alături de noi pe doamna Rodica Mandache, care a cunoscut-o pe Sidonia Drăgușanu chiar atunci când a debutat la vârsta de 17 ani. Vom discuta un pic despre întâlnirea dintre cele două. Și l-avem de asemenea alături de noi pe domnul George Marcu, care a orchestrat adaptării radiofonice după piesele Sidoniei Drăgușanu. Aceasta fiind compoziția întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să începem cu o discuție despre munca aceasta de recuperare a literaturii scrise de Sidonia Drăgușanu. Și aș vrea să discutăm, să ne spuneți mai mult, doamnă Dolores Benezic, despre tot acest proces, despre reeditarea romanelor, despre site-ul dedicat Sidoniei Drăgușanu, unde vedem, întâlnim o întreagă discuție despre biografia ei, despre romanele reeditate. Avem documente de arhivă acolo, de la fotografii, la decupaje din ziare și putem chiar citi unul dintre romanele ei în mod gratuit, poate fi descărcat de acolo. Vă rog. Da, într-adevăr, acest demers de restituire a Sidoniei Drăgușanu către literatura din care de fapt nu a plecat niciodată, doar că a fost un pic trecută cu vederea în ultimii 50 de ani, acest demers aparține familiei, în special nepotul ei a ținut să financeze până la urmă această operațiune de reeditare a celor mai importante scrieri ale ei. O acțiune care a început în 2017, prin reeditarea romanului de debut într-o gară mică și a unei cărți pentru copii, poate cea mai frumoasă de povești, povești pe care le-a citit și doamna Mandache la radio, Moața, Creața și Grasul la bal. În 2017 am avut această lansare. Apoi, în fiecare an de atunci, am tot lansat câte ceva. În al doilea an am lansat romanul pe care spuneați și noastră că se poate descărca de pe site, Una din noi e de prisos. Romanul a fost și bine primit de public la vremea respectivă, pentru că a fost scris cu pseudonim și pseudonimul Catrinel era foarte cunoscut în epocă. În 1947, Sidonia era această Catrinel care dădea sfaturi femeilor și bărbaților într-o rubrică specializată în ziar. În 2019 am lansat al treilea roman, Jurnalul Aurorei Serafim, care a fost și ecranizat 30 de ani mai târziu, în 1987, cu o distribuție de excepție, cu Gheorghe Dinică și Ioana Crăciunescu. Și am avut și difuzarea filmului la lansarea cărții. A fost o restituire și pentru actorii care au jucat în film la vremea respectivă. Iar anul trecut am lansat un volum de teatru cu cele mai frumoase piese de teatru scrise de Sidonia Drăgușanu. Două dintre ele chiar nu s-au jucat niciodată în timpul vieții ei. Dar, din păcate, anul trecut, fiind cu pandemia, a fost așa o lansare mai subtilă. Nu ne-am apucat să facem și un eveniment și cu atât mai puțin să punem în scenă vreuna dintre piese. Asta ar fi o dorință pentru viitorul apropiat. Poate ieșim din pandemie și o vedem pe Sidonia și pe scenele teatrelor, așa cum a fost de altfel în anii 60. Urmează și alte proiecte. De exemplu, a fost tradus un volum de novele în Italia anul trecut.
în traducerea doamnei Luiza Valmarin. Este prima traducere a Sidoniei într-o limbă străină și, mă rog, așa o informație în premieră, avem discuții pentru a doua traducere în franceză, dar nu spunem mai multe informații despre asta pentru că încă sunt discuții și ar fi într-adevăr un lucru extraordinar să o vedem tradusă și în franceză. Mă bucur tare mult că ați pomenit despre ce urmează în continuare. Chiar voiam să vă întreb care sunt planurile în continuare pentru viitoare reeditări și mă bucură ideea aceasta continuării traducerilor în alte limbi. Eu cred că e foarte important ca după acest întreg proces de recuperare pentru literatura noastră, unde Sidonia Drăgușanu n-a avut spațiul pe care l-ar fi meritat, urmează și acest tip de recuperare prin traducere. Deci astea ar fi planurile în mare pentru perioada următoare? Se mai pregătește ceva? Mai aveți în lucru ceva? Da, urma, înainte de pandemie, lucram și la un volum de publicistică, pentru că ea a și scris foarte mult, a scris și critică de teatru, dar a scris și articole sociale, reportaje, interviuri în presa din anii 60. Și am început demersul ăsta de adunare într-un volum, dar pandemia ne-a dat și nouă planurile peste cap, așa cum le-a dat tuturor. Dar vom reveni cu siguranță la planuri. Excelent! Aș vrea acum să mergem mai departe către un portret al Sidoniei Drăgușanu. Doamna Mandache, dumneavoastră ați debutat în piesa Ficele, piesa Sidoniei Drăgușanu. Aveați 17 ani pe atunci, în timp ce Sidonia Drăgușanu era cam prin anii 69-70, era cu puțin timp înainte să moară. Aș vrea să vă întreb, aș vrea să reconstruiți un pic portretul Sidoniei Drăgușanu dintr-o dublă perspectivă. Pe de-o parte, cum ați văzut-o atunci, la 17 ani, și cum o vedeți acum, amintindu-vă de momentele acelea? La 17 ani eram studentă și am fost la pregătire, pe atunci așa se întâmpla, era un lucru foarte serios, Institutul de Teatru. Am fost la pregătire la un mare regizor, Alexandru Finții, uriaș regizor, care pusese la Teatrul Național Ficele și care avea un succes debordant. Era un succes atât de mare, nu se găseau bilete și studenții mergeau la câte o dată, de două ori, de cinci ori la câte un spectacol preferat. Și m-a văzut de mai multe ori în sală, era la Piața Amzei, unde acum e teatru pentru copii, și Teatru Creangă, și mi-a spus, aici este un rol pentru tine. Țin minte și acum, după atât de mulți ani, eu nu gândeam așa. Pur și simplu eram un spectator. Eu am fost toată viața un spectator foarte bun. Și este foarte puțin timp, la repetiție, Octavian Cotescu, profesorul meu, a venit și mi-a spus, te caută maestru Finții. Și eu am zis, ah, s-a îmbolnăvit coca. Fără să știu de undeva, rolul principal îl juca Manuela, îl juca Coca Andronescu, iar eu am făcut o sarabandă de bucurie că s-a îmbolnăvit Coca, fără să aibă vreo legătură cu asta. Pur și simplu am știut din instinct, din ziua când mi-a spus că e un rol pentru tine, că o să-l joc. Și a repetat cu mine două săptămâni, fără să o cunosc pe Sidonia, după care am jucat. Atunci am cunoscut-o. Pentru o fată de 17 ani, hai să spunem că eram modernă atunci, întâlnirea cu ea și cu lumea ei, cu Miron Radu Paraschivescu, cu Lena Paraschivescu, foarte multă lume în jurul ei, lumea vechilor boieri,
a fost salutară, pentru că în afara faptului că jucam acest rol principal la Teatrul Național și toți actorii mari îmi dădeau replica, e un noroc. Am avut un noroc uriaș. Pe ea am cunoscut-o într-un fel altfel decât pe ceilalți, pentru că avea pentru rolul ăsta, care era extraordinar în Ficele, avea ceva ca și cum îl năștea atunci, uitându-se la mine. Dar îl jucase Coca și îl jucase extraordinar. Coca era o actriță fabuloasă. Sigur că, inconștientă fiind la 17 ani, credeam că pe mine mă aștepta rolul ăsta. Și toată lumea încerca să-mi spună așa pentru ca să-mi iasă bine. Dar eu chiar credeam. Iar ea s-a purtat ca și cum m-a născut pe mine odată cu rolul. Era cineva cu totul deosebit. Era un om foarte frumos și o femeie, avea un etern feminin, avea o energie, o bucurie, care cred că atunci am aflat eu ce înseamnă senzualitatea diurnă. Adică o femeie trebuie să fie tot timpul. Și văzând lumea asta a lor cu interioarele, cu lămpile, cu tablourile, cu mătăsurile care erau pe fotolii, am învățat foarte multe lângă Sidonia Drăgușanu. Am avut un succes mare pentru că pe semne că mi se potrivea rolul. Toată lumea a avut grijă atunci și după un timp, după câtva timp, a venit de la Târgu Mureș, Ana Seleș juca și ea același rol. Și eu în sală eram ca și cum cineva mă ucidea. Și din fundul sălii, în timpul spectacolului, ea a venit la mine, cred că a simțit, a trăit, sau comunicam altfel cum comunicăm și în ziua de azi. A venit să-mi spună că eu am fost cea mai bună, Manuela. Aveam nevoie de lucrul ăsta. Mi-a scris un bilet pe care l-am și păstrat, că ești cea mai bună, Manuela. Și eu vin din Iași și fiind moldoveancă, spuneam Manuela. Și maestru Finții, care a repetat cu mine 2 săptămâni de dimineață până noapte, mă bătea cu textul în cap, că să nu mai spun Manuela, spui Manuela. Așa spuneam. Am intrat într-o lume deosebită. Sigur că a fost un mare noroc pentru o studentă la teatru, la care a venit tot institutul și tot grupul profesoral să joace rolul. Dar norocul mare a fost că am intrat prin ea într-o lume în care nu știu dacă aș fi intrat așa de ușor. După aceea, i-am citit cărțile și anul trecut, sau acum 2 ani, nu, acum 2 ani, am făcut o imprimare cu poveștile scrise de ea, cu totul deosebite, cu o limbă română care te face să plângi, pentru că nu mai există. Și a fost un lucru foarte greu. L-am făcut cu un om tânăr, cu chelarul, dar care avea o știință a textelor ăstora care erau cu totul deosebite. E ca cum e filmul acela cu frații Grimm, care e făcut de americani cu o grijă și cu o aplecare, cu o îngenunchiere în fața unui lucru care nu mai există. Nu mai există limba asta, nu mai există felul ăsta de a vorbi, nu mai există frazarea, nu mai există fantasticul real. Astea sunt poveștile lui, ei. Fantasticul real și realul fantastic. Metafora pe care
o ingurgitez și trebuie să o, să o dai publicului, ascultătorului. A fost un lucru greu, a fost un lucru frumos. Am lucrat cu domnul Marcu și cu domnul Chelaru. Am lucrat foarte bine. Și nu știu cum, ea a revenit în viața mea. Foarte important asta. Am textul de la radio, deși am și cartea, dar textul ăla de la radio tot timpul mut de colo-colo ca nu cumva să se piardă. Am impresia că o pierd pe ea. Ea s-a îmbolnăvit foarte curând după ce ne-am cunoscut și mi-aduc aminte că Lena Paraschivescu, soția lui Miron Radu Paraschivescu, îmi povestea că a fost foarte uimită că s-a îmbolnăvit și că într-o zi a spus: Lena, o să mergem la mare și o să fie frumos și o să ne îngrășăm și o să o mâncăm orice și o să ne îngrășăm. Pentru că toată viața a fost o cură de slăbire ca la noi toate. Ce să mai vorbim? Și atunci am iubit-o cel mai mult. Atunci când s-a întâlnit cu tragedia vieții ei și când a dispărut. Și acum mi-e foarte greu când vorbesc despre ea, pentru că am iubit-o foarte mult. Vă mulțumesc tare mult pentru acest portret. Se vede că cumva există o sintonie între eleganța aceasta a ei, ușor de suetă, pe care ați receptat-o pe când aveați 17 ani, și eleganța scrisului ei. Aș vrea în continuare să discutăm despre adaptările radiofonice ale pieselor Sidoniei Drăgușanu. Cum a fost munca în cadrul acestor adaptări? E o mare diferență între cum pui în scenă o piesă și cum o pui în scenă doar pe cale audio. Aș vrea să discutăm despre experiența dumneavoastră, domnule Marcu, în tot acest proces. Dacă îmi permiteți, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte emoționat pentru că am dat cumva timpul înapoi, cum zicem noi la radio, am dat banda înapoi și mi-am amintit că eram în Puști când am cunoscut-o pe Sidonia Drăgușanu. Era familia dânsei alături de noi, eram vecini, mama, sora, o nepoată, un nepot. Eu eram în Puști, mama mă ținea de mână și stăteau de vorbă și mă vedea cu vioara în mână. Mă duceam la meditație și m-a întrebat: își place muzica? Da. Să știi că dacă ai talent, nu e foarte important. Important e să muncești foarte mult. O să vezi. Și la un moment dat i-am spus: doamna Sintonia, mă chinuie profesorul de vioară îngrozit. Și în colț era un cerșetor, ori cu cutia de la vioară deschisă, în care aruncau bani trecătorii. Și i-am spus: muncesc atât de mult și mă chinuie profesorul ca să ajung ca ăsta? Și a început să râdă și a zis: nu, viața ta și cariera ta vor depinde mult de felul în care te raportezi la muzică. N-am să uit asta, n-am vorbit mult cu ea, mama vorbea mai mult cu ea, Sidonia, dar anii au trecut, am făcut conservatorul, am rămas alături de muzică, am lucrat în teatru, în teatru radiofonic în primul rând și am rămas și foarte bun prieten, prietenul meu din copilărie, nepotul Sidoniei Drăgușanu, care a avut o influență asupra mea extraordinară, cumva prin Sidonia. Îmi dădea cărți să citesc pe care le primea de la Sidonia și mi-a format cumva o cultură în sensul ăsta, prin Sidonia. A trecut vremea și am făcut ce am putut să fac mai mult în teatru radiofonic. Există în Fonoteca de Aur niște înregistrări vechi de piese de teatru radiofonic. Sidonia, să nu uităm, a fost și un
om de radio extraordinar. Aveam o emisiune în direct, Răspundem ascultătorilor, ceva de genul ăsta, în care sunau tot felul de oameni, tineri, mai în vârstă, maturi, și vorbeau despre viață. Și ea le dădea niște sfaturi extraordinare de felul în care să se comporte, în care să-și facă viața. Asta n-am să uit niciodată, că emisiunea nu există înregistrată, că era în direct, dar acolo au fost niște momente extraordinare. Deci a fost și un om de radio deosebit. Noi am reluat din repertoriul Sidoniei volumul Moața, Grația și Grasul la bal, care conține 17 povești pentru copii, în care am făcut un muzical. Am făcut eu muzica și a ieșit un muzical radiofonic, eu zic, foarte bun, și cei care s-a redifuzat de mai multe ori și au fost foarte încântați cei care au ascultat. Am mai fost o bucurie extraordinară. Rodica Mandache a povestit poveștile Sidoniei cu un talent și cu un farmec extraordinar, extraordinar. Mă emoționează și acum din glasul meu înțelegeți, pentru că a pus în valoare exact ce spunea înainte, că limbajul, felul în care se exprima copiilor, era absolut special. E, Rodica Mandache a simțit și a dus până la capăt aceste povești, care se reiau mereu la Teatrul Radiofonic, și generațiile de copii care vin și continuă să le asculte pentru prima oară sunt încântați. Am mai făcut două piese de Teatrul Radiofonic, Valsul și Cine iubește nu lasă. Le-am lucrat împreună cu colegul și prietenul meu, Chelaru Vihnea, și am reușit să prindem modernitatea pentru vremea aceea, extraordinară, și sensibilitatea, în primul rând, de o sensibilitate extraordinară. A mai fost în momentul O javră, un câine și un copil, o poveste în versuri lungă pe care a recitat-o Daniela Ioniță, foarte emoționant, foarte emoționant, și astea toate au rămas acolo în fonoteca de aur a radioului și nu numai acolo. Vreau acum să vă spun că, ca o noutate, că lucrăm la un scenariu de film după piesa Cine iubește nu lasă. Un film pe care vrem să-l facem după sărbătorile de Paște, să începem filmările și să rămână și o, cum să spun, am mai făcut un film pe scenariul ei, mai există un film, dar ăsta vreau să fie adaptat cumva și zilelor noastre. Și nu am exagerat prea mult, adică nu ne-am îndepărtat de textul original. Ăla a rămas același. Să dea Dumnezeu să iasă filmul ăsta și va fi pentru memoria Sidoniei Drăgușanu, pentru copilăria mea din Calea Moșilor, unde m-am născut și unde am petrecut copilăria, foarte legat de Sidonia Drăgușanu. Să vă spun de ce, că am vorbit de Calea Moșilor, era un cartier extraordinar, se vorbeau toate limbile pământului acolo, ieșeai pe stradă, se vorbea cești, armenește, evreiește, nemțește, bulgărește, era o comunitate, dar toți eram atât de apropiați și niciodată nu au existat conflict. Asta mi-aduc aminte, și când venea Sidonia la familie în vizită și ne întâlneam, îmi dădea cât un sfat de genul celor care v-am spus. Și nu o să le uit niciodată, pentru că
avea un suflet foarte deschis și era exponentul ceea ce numim noi astăzi înțelegerea între noi oameni. Acolo erau naționalități diferite și eram într-o prietenie și un ajutor reciproc extraordinar. Sidonia m-a influențat copil fiind, așa am cunoscut-o. Dacă era mai mare, învăța mai mult, dar din ce a scris și ce a făcut, m-a influențat extraordinar. Eu lucrând foarte mult în teatru, diferite piese de teatru. Ea avea un ceva foarte special. Limbajul ei era atât de firesc și atât de direct și atât de emoționant, incredibil. Acolo n-ai ce să tai, să spui asta, replica asta, nu merge, n-ar merge sau... Nu, n-avea niciun fel de implicare, nici... în domeniul politic, nici în domeniul cultural al vremii. Ea era Sidonia Drăgușanu, cu o personalitate extraordinară. Și mă bucur din suflet că pot contribui și eu la realizarea acestor, că am contribuit pentru ce am făcut și că să dea Dumnezeu, încă o dată spun, să iasă filmul ăsta, la care țin extraordinar. Extraordinar. E un document pentru memoria Sidoniei. Vă mulțumesc. M-ați emoționat, sincer, cu invitația asta și pentru amintirile pe care le-am. Chiar dacă am fost un copil, liniștit, cu minte și cu vioara în mână. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție care a fost extrem de caldă, cred eu, despre... Așa a fost Sidonia, foarte caldă, foarte umană, foarte, cum să spun, apropiată de oameni. Nu neapărat că eram vecin, ne vedeam des, vorbeam mult. Nu, cu toți era foarte deschisă și foarte umană. Iar încă o dată, ca om de radio, a fost o personalitate foarte puternică. Emisiunea ei era... ascultată și sunau telefoanele cu întrebări despre viață. Și ea le dădea aceste întrebări. Probabil că au fost și subiecte pentru piesele ei, habar n-am, nu știu. Dar era o emisiune care a influențat pe multă lume ascultându-o. Da, și poate ne vom mai întâlni să discutăm. Cu mult drag. De îndată ce văd că continuă acest restituție, cum ziceam, cu filmul, volumele care sunt în pregătire și sperăm că și multe altele. Vă mulțumesc tare mult tuturor și, cum ziceam, să ne reauzim în această formulă. Să rămână, mersi mult de tot pentru invitație. Mulțumim și noi. Cu drag. A fost o plăcere. Vă mulțumesc tuturor.